Hodinașilor, astăzi o să creez un Brookhaven Max Infinit. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să înceapă distracția. Brookhaven-ul este momentan gol, da? Deci nu avem absolut nimic aici și prima dată de sigur trebuie să-l aducem pe Max. Hai să vedem dacă putem să îl aducem pe acest Brookhaven. Așteptăm câteva secunde și... Ia, hopa, apare... A apărut aici, mamă! Băi, deci a funcționat, wow! Și hai să-l punem puțin tel mai în spate și să-l facem mai mare. Deci trebuie să-l facem uriaș de tot de tot. Hai să vedem cât de uriaș, bro. Trebuie să fie mai mare puțin, nu? Da, ceva de genul acesta. După care, desigur, o să-l mutăm puțin tel mai încoace și o să-l dăm mai în spate. Zic eu că arată foarte, foarte șmecher, poate puțin mai la stânga și chiar puțin mai în față. Da. Acum este poziționat foarte, foarte bine și, desigur, avem aici logo-ul lui Max Infinit și este șoboladul ăsta, șoarecele ăsta de pe tricou, așadar avem nevoie și de un șoarece ceva, ia să vedem dacă găsim. Să-i punem aici chiar lângă, bro. Băi, stai, am găsit, mamă. Ia, cum arată șoarecele ăsta dacă le întoarcem puțin? Băi, frate, sincer, cred că o să fie destul de amuzant. Hai să-l întoarcem și să-l facem mai mare. Îi dăm așa rotate aici, bun. Îl dăm puțin mai în spate. Ia. Așa, și să-l facem mai mare. Ia stai. Oh my god, cum arată șoarecele, bro! E prea, prea tare! Wow! Și hai să-l dăm puțin mai așa, bun, ceva de genul ăsta. Și poate, poate puțin mai în spate, să pară așa că-l mângâie sau ceva de genul ăsta. Da, zic eu că e destul de bine acum. Și după aceea, hai să vedem. Max Infinit avea o serie cu o grămadă de monștri, nu? Și hai să începem prima dată cu Granny. Să vedem dacă putem să o aducem pe Granny aici. Să o căutăm. Opa, cred că am găsit-o pe Granny. Da, băi, ia uite-o. E chiar Granny. Mamă, deci aveți grijă la Granny, pentru că dacă vă prinde și vă dă masterca, e gata, frate. Și o să o rotim puțin pe Granny, după care, desigur, o să facem uriașă. Deci Granny trebuie să fie mare, mare, rău, rău de tot, ceva de genul ăsta. Avem aici o dita mai Granny și o rotim așa puțin... ceva de genul ăsta, să se uite către Max, nu? Da, bă, gata, îl vede. Și acum, ia, mutăm puțin așa babeta și ar trebui să fie în regulă. Ia, stă pe pământ. Da, are picioarele pe pământ. Deci pare a fi ok, sincer să fiu acum. Și desigur, nu ne oprim aici, pentru că Max mai se întâlnea el cu mai multe caractere din astea ciudate. Și un alt caracter ar fi, de exemplu, ia, Siren Head. Ia să-l vedem, îl găsim pe Siren Head? Să-l punem aici uriaș? Oricum pe Siren Head trebuie să-l facem mai mare. Bă, l-am găsit. Mamă! E gigantic, bro, și hai să-l rotim puțin. Da, bă, e chiar mare, însă trebuie să-l facem și mai mare. Într-adevăr, este un Siren Head uriaș, dar fiți atenți aici. Îl facem și mai mare. Deci și mai mare. Îl tragem așa de urechi pe Siren Head să crească. E mult mai mare decât Granny. Și acum aș putea să-l duc și mai în spate. Ceva de genul ăsta. Bun, gata, băi.
Deci îl avem aici și pe Siren Head. După care mai ar trebui să mai punem ceva, sincer să fiu. Uite aici undeva. Ar trebui să mai aducem niște personaje, dar de data asta personajele vor fi puțin tel mai mici. Și am putea, de exemplu, ia să vedem dacă găsim personajul ăsta. Eu cred că o să-l găsim, bro. Da, l-am găsit. Ia uite pe cine am adus aici. Pe Cartoon Cat, bro. Deci avem și pisica de sen. Ia, ia, ia. Bun, da, bă, gata. Avem și pisica de sen aici. Am putea să o dăm chiar puțin mai în spate și poate să o facem puțin mai mare, nu? Hai să încercăm să o mai mărim chiar puțin, ceva de genul. Ok, și trebuie să mai aducem pe cineva. Ia să vedem dacă găsim. Ia. Sunt super, super curios. Sper să găsim caracterul ăsta. Bă, nu se încarcă, nu-l văd. Hai să luăm așa să vedem. Da, e Cartoon Dog, l-am găsit. Ia uite-l aici. Deși arată puțin cam ciudat. A, cred că asta la altă e fața. Ia să vedem, da bă. Gata, l-avem și pe Cartoon Dog aici. Cartoon Dog este destul de mare. Îl punem mai încoace așa, să stea lângă pisicuța de sen. Bun. Așa, cred că acum este în regulă și câinele de sen. Deci am adus deja o grămadă de personaje din acestea. Însă, stați așa, stați așa că mai aducem încă un personaj. Și mă gândeam la personajul acesta. Ia să vedem dacă îl găsim. Dar trebuie să-l găsim 100%. Ia, 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 fiți atenți aici. Îl avem pe vecinul, frate. Din Hello Neighbor. Și am putea să-l punem aici între Cartoon Cat, Cartoon Dog și Granny. Și să-l mai întoarcem puțin. Ia să-l vedem așa de la apropiere. Da, e chiar vecinul. Și să-l facem mai mare, desigur. Mult, mult mai mare. Așa. Nice, gata. L-am adus aici pe vecinul. Și am mai putea să mai aducem niște elemente din Hello Neighbor, cum ar fi de exemplu cutia asta. Să o facem tot așa mai mare puțin. Ia, ia, ia. Așa, ceva de genul ăsta, poate puțin mai așa. Bun. Și să o dăm mai în spate. Sau am putea să o punem de fapt așa, nu? Și să o mai rotim chiar puțin. Așa, bun. Da, bă. După care am putea să-i aducem și un pat așa la vecinul, în cazul în care îi se face somn. Deși patul ăsta e cam mic, trebuie să-l facem chiar puțin mai mare așa, să poată și el să stea pe pat. Și să mai mutăm patul. Așa, bun. Gata, i-am adus și un pat la vecinul. Ce mai putea noi să mai punem aici? Ia să vedem. O căsuță din asta din Hello Neighbor în miniatură. Ia să vedem cât de mare e. Dacă o aduc așa, bun, e destul de mare, dar putem să o facem mai micuță. Așa, și să o punem undeva aici. Să fie o căsuță în miniatură. Și acum mai putem să mai punem și alte chestii aici în partea asta la altă. Însă, ia să vedem ce am mai putea să mai punem noi. Poate găsim ceva chestii legate de Cartoon Cat, care ar fi destul de amuzant. Ia uite, un cap aici de Cartoon Cat. Aș putea să-l pun pe jos și să-l fac mai mare. Așa, ceva de genul. După care să-l aduc mai sus. Bun. Și poate să-l rotesc puțin și să-l aduc mai în față. Mamă, da bă. Deci, sincer să fiu, chiar arată super, super amuzant, frate. Ok. Băi, arată bine astea. Și hai să vedem totuși dacă mai găsim și alte chestii. Ce-o fi asta, ia? Am găsit ceva, dar
Nu cred că funcționează. Na, nu cred. Însă am mai văzut ceva aici, la Siren Head. Am mai văzut ceva interesant. Am mai văzut un Siren Head cu cap de Mickey Mouse. Wow, și ce mare e ăsta. Deci arată, sincer să fiu, ia fiți atenți aici, arată incredibil, frate. Deci îmi place mult, mult de tot cum arată Siren Head-ul ăsta cu cap de Mickey Mouse. Dar ar trebui să îl întoarcem puțin. Așa, bun. Și să-l pun de exemplu aici, mai în spate și puțin mai în dreapta. Așa, poate puțin mai sus. Bun. Da. Arată demențial. Mamă, ia uite aici, am făcut expoziție. Direct, mare, mare expoziție. Și ce personaj am mai putea să mai punem noi? Am putea să mai punem și un Huggy, nu? Ia să vedem dacă găsim un Huggy. Da, am putea să punem aici un Huggy destul de interesant. Hai să vedem dacă îl găsim într-o poziție mai... Ia uite, îl punem pe Huggy-ul ăsta. Că ăsta e așa, într-o poziție din asta mai ciudată. Îl întoarcem așa. Și îl facem mai mare. Așa, ceva de genul. După care îl mai mutăm. Așa ceva. Poate chiar puțin mai în spate. Și da, zic eu că arată super, super bine. Deci avem aici expoziția de monștri. Însă, trebuie să aducem aici și niște polițiști, nu? Care să se ocupe de toți monștrii ăștia. Hai să vedem dacă găsim niște polițiști, așa mulți, mulți rău de tot, și niște mașini de poliție. Ia uite, aducem așa un Skibidi polițist care să se lupte cu Siren Head-ul ăsta. Îl și întorc. Așa, bun, îl dau mai în față și îl fac mai mare. Skibidi polițistul care se luptă cu Siren Head. Aș putea, de exemplu, să-l dau chiar puțin mai încoace, așa, bun. Și poate să-l mai întorc puțin. Deci ar trebui să se uite la Siren Head. Da, mă, îl punem așa. Îi mai aducem niște mașini de poliție aici. Hai să vedem cum arată mașina asta de poliție. Ce gigantică e mașina de poliție, bro. Hai să o și întoarcem. Așa, bun. Și o punem mai încoace puțin. Nice. După care am putea să-i mai aducem încă o mașină de poliție aici. Dar alt tip. Ia să vedem cum arată mașina asta de poliție. Bă, arată bine și mașina asta. Și o întoarcem și pe asta așa. Să aibă două mașini de poliție. Așa, și o punem mai așa puțin. Nice. După care... n-am vrut să fac asta. O dăm așa, bun. După care mai aducem niște polițiști normali. Și punem aici niște simpli polițiști care să-l ajute pe pe Skibidi polițistul gen. Mai aducem aici încă un nou, bun. Și îl întoarcem așa. Gata, bă. Avem aici poliția care să se ocupe de Siren Head-ul gigantic și de Huggy Wuggy și de toți ceilalți monștri. Bun, după care avem nevoie de armată, frate. Avem nevoie de armată. Și aici putem să punem și niște câini pentru armată. E asta așa care se latre la Granny. Deci uite aici pe cățeluș, latră la Granny, pur și simplu. Însă trebuie să punem mai mulți câini totuși. Hai să, oh my god, nu știu ce am făcut aici. Hai să întoarcem câinele. Așa, bun, deci avem doi câini care latră la Granny. Am mai putea să mai punem încă unul, cel puțin. Să-l întoarcem și pe ăsta să latre așa la Granny. După care avem nevoie de armată, după cum spuneam. Hai să vedem dacă găsim armata. Ia uite aici. Am găsit direct armata, bro. Ia. Opa. Bă, au toți puști. Oh my god, deci au puștile pregătite. Hai să vedem și din față. Da, bă, da. Nice, așa, super, super tare. Și am putea să mai punem câțiva aici.
ceva de genul, dar va trebui să mutăm cățelușul. Hai să-i întoarcem puțin așa, să fie către Granny. Poate să-i dăm chiar puțin tel mai în spate. Așa, bun, și să luăm cățelușul atunci și să-l mutăm mai așa. Bun, și atunci și pe ăsta o să-l mutăm mai în față. Și pe ăsta așa. Ceva de genul. Și acum avem căței care latră la Granny. Și avem desigur și armata aici pregătită. Ce mai putea noi să mai punem? Ia să vedem. Am mai putea să mai punem niște tancuri, frate. Hai să vedem. Punem aici niște tancuri la intrare. Mamă, ce tank uriaș, bro. Deci tankul ăsta e foarte, foarte uriaș. Hai să-l pun așa, ceva de genul. Poate să-l dau mai în spate. Dacă-l pun acolo peste asta, după aceea nu mai pot să merg cu tankul. Presupunând că acest tank chiar funcționează. Și am mai putea să mai punem aici un avion mare pe secția de poliție. Așa. Bun, să avem dita mai avionul acolo. Ia să-l vedem de la apropiere. Da, băi, arată bine avionul ăsta. E un jet. Deci avem tank, avem avion. Am mai putea să mai punem o mașină aici. Un jeep din ăsta de armată. Hai să-l întoarcem. Așa, jeepul ăsta e mai mic. Dar nu e nicio problemă. Îl punem mai încoace. Bun, deci avem și jeepul acolo pregătit. Și am mai putea să mai punem aici încă o mașină de armată mai mare, pe care să o întoarcem și pe asta. Așa ceva, da. Și să mai mutăm și pe asta. Bun. Opa. Așa, bun. Acum arată super, super nice. Deci cam asta ar fi. Ce mai puteam noi să mai punem? Mai punem ceva pe aici? Ia să vedem. O grămadă de oameni speriați am putea să punem ea. Nu știu dacă găsesc, dar s-ar putea să găsim niște oameni speriați pe aici. Da, 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 ia. Chiar am găsit. O să punem niște oameni speriați. Uite, îl punem pe tipul ăsta care e super, super speriat. Îi se poate vedea fața. După care mai punem, ia uite, persoanele astea care aleargă. S-au speriat de Siren Head și aleargă. Dar vor fi salvați de Skibidi, de Skibidi polițistul. Însă aleargă, aleargă să nu-i prindă Siren Head. Și mai putem să mai punem aici un Bacon speriat. Dar trebuie să-l întoarcem. Baconul ăsta fuge de Granny, frate. Ia uite-l. A văzut-o pe Granny și fuge cât îl țin picioarele. Și mai găsim pe cineva, ia să vedem. Uite aici încă un băiat care stă așa jos speriat. Crede că va fi salvat de armată, frate. Mamă, deci zic eu că arată super, super nice. Însă trebuie să facem ceva să fie și mai creepy. Și avem nevoie de un alt cer, desigur. Un cer mai creepy. Și pentru asta am putea să folosim cerul ăsta. Ia să vedem cum arată. Mamă, sunt fețele astea așa creepy. Sau am putea să folosim cerul ăsta așa întunecat. Zic eu că cerul ăsta arată mai șmecher. Pentru că e așa mai întunecat și nu știu, parcă te sperie. Acum aș vrea să văd cum arată Brookhaven-ul acesta dacă intru pe el. Wow, frate, cum arată, și cineva a tras în mine. Oh, nu, a murit, serios. Mamă, deci soldații aceia trag și după mine? Da, frate, ia uitați acolo pe Granny, avem aici tankul. Uite-l și pe domnul polițist, văd că sare, a fost împușcat. Domnul polițist, oh my god. Deci armata a tras după domnul polițist. Ok, avem aici o grămadă de mașini, ia, pot să iau tankul? Băi, nu-mi vine să cred, deci mi-au dat iară bucata, serios? Mama mia, și ia uitați-l și pe Max aici, gigantic. Deci avem aici Dita mai Max Infinito, după care avem și șoricelul acolo lângă Max. Băi, dar trag ăștia după mine non-stop.
nici măcar nu pot să mă urc aici, sincer. Deci nu pot să mă urc aici pentru că îmi dau bucata. Ba, am luat tanco și acum mă duc să-i calc cu tanco. Oare reușesc? Băi, nu pățesc nimica? Serios! Deci nu pot să cred, bro, sunt invincibili. Dar măcar pun tankul ăsta aici așa ca să nu mă mai lovească. Și văd că au mai tras în niște persoane, l-avem acolo și pe vecinul. După care, ia, putem să ne plimbăm și cu mașina asta? Merge? Nu, mașina asta e stricată. O să mă duc în partea asta la altă să nu mă mai lovească cei din armată. Avem aici încă o mașină de poliție care funcționează, mașina asta. Mamă, e șmecheră rău de tot. Domnul polițist e acolo în secția de poliție și văd că persoanele astea încă fug, bro. Îl avem aici și pe ciudatul ăsta de Huggy Wuggy, care stă destul de ciudat, părerea mea, nu? Zici că i-au fugit picioarele. Ia uite-l și pe Siren Head Mickey Mouse acolo. Ia, nu-i prea vedem fața ca lumea pentru că s-a lăsat așa pe spate. Avem și căpățâna de Cartoon Cat aici. Ia uite-l și pe adevăratul Cartoon Cat și îl avem și pe Cartoon Dog. După care avem și căsuța asta a vecinului. Băi, pe bune, dar mă polesc ăștia în continuu. Frate, mamă, ce bucată mi-au dat din nou. Și ia uite-l și pe Siren Head-ul gigantic. Deci e dita mai Siren Head-ul. Și îl avem și pe Skibidi polițistul. Sper eu să se ocupe mai bine Skibidi polițistul ăsta, pentru că prea trag ăștia după mine. Ia, mă duc cu mașina asta după ei. Deci merge să conduc și mașinuța asta. Era tare dacă puteam să trag cu mașina, dar nu pot să trag. Băi, m-au făcut bucăți fiind în mașină. Oh, no, frate, rip, s-a zis cu mine. Deci trag ăștia din armată în continuu, însă zic eu că a ieșit un Brookhaven foarte, foarte tare. Să-mi scrieți acolo în comentarii dacă vă place. O să creez un Brookhaven. Irafael, am intrat pe Brookhaven-ul creat de mine și, ia uitați aici, ar trebui să-l avem pe Irafael în câteva secunde. Opa! Ia uite-l, băi, a venit pe Brookhaven și hai să-l punem aici și să-l facem uriaș de sigur. Băi, dar nu mă lasă să-l mut, nu vrea să fie mutat, gata, ia. Și acum îl facem mare, mare rău de tot. Opa, ia uite-l, băi, mestecă și guma acolo. Mamă, îl facem mai mare și mai mare puțin, cam așa. Și o să-l punem acum undeva aici în partea aceasta. Trebuie să-l dăm mai în spate și chiar puțin mai în stânga. Băi, frate, este prea, prea uriaș, nu? Să-mi scrieți acolo în comentarii, însă zic eu că se potrivește cu decorul de aici. Și hai să vedem acum ce putem noi să adăugăm pe Brookhaven-ul acesta. O să începem desigur cu, hai să vedem, toată lumea acolo să se gândească, să se gândească în, în comentarii, scrieți acolo cu toții ce credeți voi că o să adăugăm pe Brookhaven-ul ăsta. Până să vedeți. Și răspunsul este, o să adăugăm Among Us, pentru că el are o serie de Among Us. Și hai să vedem dacă reușim să găsim personaje din Among Us, pentru că sunt super, super curios. Ar trebui să avem aici niște personaje. Ia uite, băi, avem direct impostorul, bro. Și este mititel aici. Deci este foarte, foarte mic, săracul de el. Dar o să-l facem mare. Îl punem așa de sigur și le tragem de urechi să crească impostorul. Mamă, ce gigantic e deja. Dar trebuie să-l dăm acum mai sus și să-l aducem mai în față. Ai, că l-am adus mai în față, l-am dus într-o parte, bro. Trebuia să-l tragă așa bun încoace. Și ia, 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 îl facem și mai în sus așa puțin. Poate chiar puțin mai mult, nu? Da, ceva de genul ăsta cred că ar trebui. Sau cred că trebuie puțin și mai sus, bro. Da, hai să-l dăm puțin mai sus.
Nici acum nu e bine. Acum cred. Da, acum e perfect, bro. Deci avem aici Dita mai impostorul. Așa, și acum hai să mai punem niște crewmates pe aici pe lângă. Am găsit unul. Ia să-l vedem cum arată crewmate-ul ăsta, mamă, ce micuț e, bro. Ar trebui să-l mai și rotim puțin. Așa, da, băi, dar trebuie să-l facem mai mare pentru că e prea mic crewmate-ul ăsta. Deci e minuscul, bro. Așa, ceva de genul ăsta. Deci l-am pus aici pe crewmate. Impostorul e în spate acolo și aș mai vrea să mai punem încă un crewmate. Ia uite, punem unul din ăsta. La ăsta i-a dat kill-ul, e tot așa albastru, dar mă rog, sianul ăsta, dar i-a dat kill-ul, bro. Și ar trebui să-l facem și pe ăsta mai mare. Bun, gata. Deci i-a dat kill-ul, s-a dus efectiv. Și uite aici și cuțitanul. Stai așa că i-am găsit cuțitul. Trebuie să-l facem și pe ăsta mai mare. Mama mia, a fost descoperit impostorul ăsta. Și îl punem mai încoace cuțitul. Ăsta e cuțitul cu care i-a dat kill-ul, gen. Bun. Impostorul e acolo unde trebuie. Avem și crewmate-ul. Aș mai vrea și un crewmate altă culoare, gen, nu? Ar merge o altă culoare. Ia stai așa să căutăm, să vedem. Uite-l pe ăsta roz, îl punem așa, că arată destul de interesant. Și o să facem crewmate-ul ăsta mai mare. Bă, și zic eu că e și poziționat destul de bine. Sincer să fiu, chiar îmi place, bro. Chiar e poziționat destul de bine crewmate-ul ăsta. Și așa, bun, este poziționat chiar cum trebuie. Dar nu ne oprim aici, nu ne oprim. Mai vreau un crewmate, uite. Dar nu încă unul albastru, bro. Pentru că avem unul albastru. Adică, mă rog, e psianul ăsta. Vreau altă culoare, gen. Dar nu știu dacă mai găsesc. Bă, uite, am găsit unul galben. Ăsta e puțin mai diferit, dar nu contează. Îl întoarcem așa. Nice. Și îl facem mai mare. Deci ăsta va fi colțul Among Us. Și cred că va trebui să îl dăm mai așa puțin. Bun. Cam așa arată colțul Among Us până acum. Sper că vă place. Mie mi se pare șmecher rău rău de tot. Și acum hai să trecem în colțul celălalt. Și aici o să aducem ceva destul de interesant, bro. Tot așa, Irafael se joacă o grămadă și o grămadă de joculețe, dar o serie foarte, foarte importantă pentru el a fost seria de Minecraft, nu? Așadar, hai să vedem ce găsim noi aici legat de Minecraft. Cred că o să începem cu, ia să vedem, cu o căsuță, nu? Ceva de genul ăsta. Da, băi, casă din Minecraft, deci nu-mi vine să cred că am reușit să o aduc. Mamă, hai să o întoarcem. Să vedem unde este intrarea, bro, aici e intrarea, bun. Așa, și acum o dăm mai în spate puțin. Deci avem o căsuță de Minecraft, bun. Putem să-i punem așa aici și un copăcioi la căsuță, să fie aici copăcioiul. Și să mai aducem niște blocuri de astea de dirt, ia să vedem. Să punem mult dirt pe aici. Da, bă, să avem așa foarte, foarte multe bucăți de dirt. No? Zic eu că arată super și chiar așa. Nice. Mai punem aici încă o bucată. Și eventual aici încă o bucată. Și avem destul de dirt. După care putem să aducem de exemplu un zombie. Să punem aici un zombie. Așa, bun. Putem să mai punem aici un zombie. Așa, și avem nevoie și de un Iron Golem. Să-l punem, ia, pe aici, pe undeva.
Opa, asta așa că nu l-am pus bine. Bun. Deci avem și Iron Golem pus aici. Îl punem mai așa și aș putea să-l mai mut puțin dacă stau bine să mă gândesc. Aș putea să-l pun mai pe lângă zombiul ăsta. Oare se duce și dă bucata la zombie? Da, bă, zic eu că e mai bine așa. Am putea să mai punem, ia să vedem. Uite aici, o sabie de diamond. O punem aici așa direct pe bucata de dirt. De fapt, hai să punem mai multe sabii de diamond aici. Le punem așa pe bucățile de dirt. Probabil că vor cădea când va porni serverul. Și aș mai putea să mai pun încă un copac aici. Uite așa. Bun, să avem doi copăcioi din Minecraft. Oare mai găsim ceva interesant? O fermă, ia. Ia, fii atent aici. Aducem și o fermă pe care o punem chiar aici înainte să... să ajungi la căsuță. Sau, stai așa, putem să o dăm mai încoace. Și o întoarcem așa puțin. Opa! Stai așa că n-am vrut să o întoarc chiar așa, bro. Ceva de genul mai degrabă și o întoarcem aici. Bun. Să avem și o fermă din Minecraft. Și am putea să-l aducem desigur până și pe Steve, nu? Cred că ar fi tare să-l aducem pe Steve aici. Ia uite-l pe Steve, bro. L-am adus aici la fermă. Prea, prea șmecher. Am putea să mai aducem încă ceva. Stai așa că am mai văzut ceva. Un villager. Punem aici un villager. Sper să nu fie mâncat de zombie. Sau de fapt hai să mai aducem câțiva villageri pe aici așa. Și am mai putea să mai punem încă unul aici sus, care lucrează la fermă. Ia vezi, villagerul ăsta lucrează la fermă. Bun, deci cam acesta ar fi colțul Minecraft. Însă, dacă te saturi să fii aici, frate, te poți duce ghiciunde în Nether. Punem așa două portale spre Nether. Wow! Zic eu că sunt super, super șmechere. Și cam acesta ar fi tot colțul de Minecraft. După care, desigur, aici lângă caracterul lui Irafael, o să punem ceva foarte, foarte șmecher. Și când spun ceva foarte, foarte șmecher, mă refer la... Fiți atenți aici. Nu o să vă vină să credeți. Ia. O să punem peturi din Pet Simulator. Oh my god. Și ia să facem petul mai mare. Mamă. Puțin mai mare o să-l fac. Opa. Bă, l-am făcut uriaș. Sincer să fiu. Cred că trebuie chiar puțin mai mic, nu? Hai să-l facem chiar puțin tel mai mic. Așa, ceva de genul ăsta. Bun, și am pus aici pisicuța. O punem așa. E petul lui Irafael. Așa, bun. Și mai aducem câteva peturi, desigur. Ia uite, avem și cățelușul. Hai să punem și cățelușul aici undeva. Să-l facem mai mare. Aoleu, stai așa că ăsta nu se face mare cu totul. Deci trebuie să-l facem noi așa. Are și efecte cățelușul aparent. Bun. Hai să-l tot lungim așa. Nice, cam așa. Cred că o să lăsăm puțin mai micuț cățelușul. Și o să-l pun aici. Dar o să îl și întorc puțin așa. Uite tare care și efecte. Și o să-l dau mai în spate. Așa, bro. Deci are și cățelușul și pisicuța acolo. Ce mai putem să mai aducem noi, ia să vedem, din Pet Simulator? Mai avem tunul ăsta. Mamă, cine nu știe tunul, bro? Wow, e super tare tunul ăsta. Și nu știu cum să-l pun. Cred că ceva de genul o să fie aici. Îl dăm mai în față și îl punem puțin mai așa, bun. Da, cred că e bine. Deci avem și tunul din Pet Simulator care trage după impostor.
ia să îl mai rotim puțin, așa, să tragă după impostor, frate, și să îl dăm mai la dreapta. Așa, ca să nu încurce prea mult. Îl mai rotim chiar puțin, bun. Și îl dăm și mai tare la dreapta, să tragă după impostor. Băi, deci arată insane, frate. Și hai să vedem acum ce mai putem să mai aducem. Ia niște peturi din astea mai rele, așa, pe care să le punem, unde să le punem? Uite aici undeva, că e un spațiu liber. De fapt e un singur pet, dar are mai multe capete. Nu știu cum se numește, poate știți voi să-mi scrieți acolo în comentarii. Văd că și petul ăsta are efecte. Îl punem mai așa, bun. Nice. Băi, da, bă, zic eu că arată demențial. Să-mi scrieți și voi acolo în comentarii, dar mie chiar îmi place cum a ieșit până acum. Și ar mai trebui să mai punem aici niște chestii. Hai să vedem ce mai putem să mai punem. Ceva super, super interesant. Am mai putea să mai aducem ăsta. Ăsta e tot din pet simulator, gen, sau simulator, cum vreți voi să-i spuneți. Și este o căsuță din asta, gen un... ai, uite, este un shop din ăsta pentru peturi exclusive. Și o să-l punem aici shop-ul, dar îl facem mai mic. Pentru că nu prea încape, frate, adică uite-te și tu. Uite-te și tu că e prea mare. Îl facem mai micuț, așa, să fie în miniatură shop-ul ăsta. Îl dăm mai așa. Bun. Ceva de genul, zic eu că e încadrat destul de bine. Poate chiar mai încoace. Și poate puțin mai așa. Și e chiar puțin strâmb. Ar trebui să-l mai rotim. Așa, bun. Acum e perfect. Și am mai putea să mai aducem și alte chestii. Cred că o să trecem mai departe. Sau aș putea, stai așa, să punem și niște peturi mai exclusive. Ia, avem aici pisica, dar de data asta este la mare, la soare. E cu colacul aici și cu mingea de pe plajă, gen. După care am putea să mai punem, ia, ceva așa mai exclusiv. Un pet de ăsta mai șmecher. Nu știu, ceva cu un skin așa. Bă, că sunt atât de multe chestii. Oh, un pet găină. Bă, sincer, ăsta nu știu cât de exclusiv este, dar îl punem așa că e găină totuși. Adică nu, ar trebui să fie exclusivă găina. Așa, bun. Și încă unul, încă unul, încă unul. Mai vreau încă unul. Un singur pet mai vreau. Dar tot așa ceva mai interesant. Mă, bă, dar sunt prea multe, bro. Stai că am trecut. A, uite ăsta. E cățelușul, gen, la plajă. Și îl punem aici lângă. Bun, gata. Avem 3 peturi aici exclusive. Acum vreau să trecem la ceva mai creepy, ca să fiu sincer. Și unde era așa, bun. O să trecem la Dors, de exemplu. Știu că el se mai juca și Dors. Așadar, o să punem și monstrul din Dors aici. Și o să-l facem mai mare, desigur. Așa, îl tragem de urechi. Să fie mai uriaș monstru din Dors. Bun. Și mai trebuie să mai punem ceva și în partea asta altă. Știu că el se mai juca mult și CSGO. Ia să vedem dacă găsim ceva. Nu știu dacă găsesc, dar o să încerc să vedem dacă găsim ceva din CSGO. La ceva așa, nu știu, care să îți dea impresia direct că e CSGO. Ia uite aici niște personaje din CSGO, dar trebuie să le și întorc. Bine, sunt așa cu skinurile din Roblox. Uite aici teroriștii, bro. Avem teroriștii. Îi facem așa gigantici, opa. Stau așa că l-am făcut numai pe unul mai mare.
Îl facem și pe ăsta mai mare. Bun, și îl mutăm mai încoace. Îl punem și pe ăsta. Bun. Nice, gata, bro. Ăștia sunt din CSGO. Așa. Și am mai putea să mai aducem noi ceva din CSGO. Aici, ia să vedem. Poate. Ia să vedem pe ăștia. Bă, și ăștia seamănă. Ia uite, counter terrorist. Bun, nice. Dar unde să-i pun pe ăștia? Stai să mă gândesc. Uite, îi pun aici lângă ăsta de dwarf gen. Îl dau pe ăsta mai încoace, mai într-o parte. Stai așa, că e mai greu de mutat. Îl dăm așa, bun. Și aducem și pe ăștia doi, mai încoace. Îi întoarcem. De fapt, stai așa, să-i fac mai mari prima dată și acum mai întorc. Invers, bun, așa, bro. Și îi aduc mai în față. Și mai în partea asta puțin. Bun. Bine, mă, bine. Deci cam așa ar arăta Brookhaven-ul Irafael. Zic eu că arată super, super șmecher. Și mai era un personaj, ia stai așa. Să vedem, cred că o să-l pun aici deasupra. Pe Jason. Că mai avea o serie în care se juca Friday the 13. Ia să vedem dacă îl găsim. Da, bă, gata, l-am găsit pe Jason. Și o să-l pun aici sus. Ia uite-l așa și luminează. Îl pun aici pe clădire, bro. Și îl fac mai mare. Bun. Mamă, și ar mai trebui să mai facem ceva. Ar trebui să schimbăm cerul. Și cred că o să pun cer de Minecraft, ia. Să vedem dacă putem. Deci așa arată cerul acum. Și, ia, se schimbă? Bă, arată puțin așa Minecraft, însă parcă nu e chiar ce trebuie. Ia să vedem ăsta la alt. Ia. Da, bă, gata, acum avem cerul din Minecraft. Deci chiar a funcționat, bro. Și hai acum să intrăm pe minigame să vedem cum arată. Bro, am intrat pe minigame. Mamă, hai să mergem să vedem. Băi, nu-mi vine să cred, chiar funcționează. Deci e prea, prea tare. E șmecher rău, rău de tot. Îl avem aici pe Irafael, uriașul, cu cățelușul și cu pisicuța din Pet Simulator. După care mai avem și petul ăsta aici. Ia uite, impostorul, bro. Dita mai impostorul acolo. Și ce s-a întâmplat, frate, cu crewmate-ul ăsta? Recunoașteți care i-ați făcut felul? Sigur a fost impostorul ăsta din spate, că e prea mare și are și cuțitanul aici pus pe jos. Ok, după care avem și crewmate-ul ăsta care este fată. Aici avem, ia uite, personajele din CSGO, bro. După care avem exclusiv shop-ul de pe Pet Simulator. Dar, stai puțin, îl avem și pe Jason acolo sus de tot. Ne așteaptă acolo cu toporișca. Nu o să urcă sus acolo pe acoperiș în niciun caz. Aici mai avem și tunul. Ia să vedem, funcționează tunul ăsta? Cum ar fi? Merge, da, băi, te aruncă. Wow, deci e insane, bro. Deci dacă dai aici, ia, te aruncă până aici, însă nu se vede animația, dar te aruncă până în locul acesta. Și hai să mergem puțin mai departe să vedem ce mai avem aici. Avem celelalte personaje din CSGO și Iron Golem-ul. Ia, băi, e supărat Iron Golem-ul? Ăsta mișcă, frate, băi, ce bucată mi-a dat! Oh, nu, mi-a dat dita mai bucata și a rămas o față aici. Nu știu dacă vedeți, dar este o față ascunsă. Și unde e Steve? Băi, Steve cred că a fugit de Iron Golem.
Aici sunt și sătenii. Și ia uite, avem și zombi pe aici, dar am luat sabia de diamond. Mă duc să-i dau bucata la Iron Golem, pentru că și el a vrut să-mi dea bucata mie. Oh, am reușit, am reușit să-i dau și o bucată. Mamă, de ce mi-a scăzut viața. Ia. Băi, mamă, ce mă pălește. Are viață infinită Iron Golem-ul ăsta? Nu pot să cred, bro. Deci mi-a făcut felul instant. Oh my god, este invincibil Iron Golem-ul. Poate dacă intrați voi cu mai mulți prieteni și să luați eventual mai multe săbii de astea de diamond, pentru că sunt aici o grămadă, în zombie nu poți să dai, dar poate să luați mai multe săbii de diamond și să mergeți să îi dați bucata la Iron Golem. Ia uite, i-a scăzut viața și la teroristul ăla, Iron Golem-ul. Oare pot să intru și în casă? Ia să vedem, se deschid ușile. Na, nu se deschid ușile. Deci nu am cum să deschid ușa absolut deloc și nu mai pot să folosesc nici sabia asta. Ia să vedem, poate asta la altă, uite, asta merge. Ia hai să vedem dacă putem să spargem ușa. Na, nu merge să spargi ușa, din păcate. Și nici nu prea am cum să ajung acolo. Adică e destul de greu să ajung sus. Poate de pe copac, dar nu știu dacă pot să urc pe copac. Ia, hai să încercăm din partea asta. Na, e prea sus copacul. Însă, ia să vedem dacă funcționează portalul spre Nether. Ah, ce tare, dacă intri prin portalul ăsta, te teleportează din coace. Ok, și avem acolo și monstrul din Doors chiar în spate. Zic eu că a ieșit un Brookhaven Irafael foarte, foarte șmecher. Să-mi scrieți acolo în comentarii părerea voastră. De asemenea, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările.